A venit cu adevărat primăvara și toată grădina s-a umplut cu păpădii. Acum cât păpădiile sunt fragede, e timpul să le culegem pentru iarnă. Păpădii atât de comună și întâlnită peste tot, în toate grădinile, pe toate șanțurile, a zice că este o plantă care trebuie curățată și aruncată la gunoi. Nu, nu este așa. În această micuță plantă stă atâta energie și atâta vitalitate cât nu vă puteți imagina. Această plantă a salvat războinicii greci din foarte multe războaie. În primul rând pentru că este un aliment. Se poate consuma fraged așa cum este. Și dacă vă uitați bine la frunza aceasta, o găsiți și în supermarketuri acum, sub un nume foarte sofisticat, dar ea de fapt este păpădie. Are foarte multe vitamine și minerale, ajută la buna funcționare a ficatului și a rinichilor și pentru iarnă se poate pregăti foarte ușor. Se păstrează atât florile, frunzele, dar și rădăcina curățată, tocată mărunt mărunt și pusă la uscat. La o cană de 250 de mililitri, dacă puneți două lingurițe de frunze uscate, veți avea energie și vitalitate toată iarna. Dar și rinichiul și ficatul dumneavoastră va funcționa la parametrii normali. Ca să nu mai spun cât de mult activează sucurile gastrice din stomac, ajutând foarte bine la eliminarea toxinelor din organism. Așa că nu mai treceți indiferenți pe lângă această plantă, pentru că așa cum e ea, micuță și insignifiantă, are o putere extraordinar de mare. Se poate pune zdrobită, frunza zdrobită, pe asuri, pe răni. Așa o foloseau și grecii, o foloseau și arabii, planta foarte cunoscută, apare în scrieri încă din secolul X. O cunoșteau și indienii, o cunoșteau și europenii. Ei da, medicina și farmacia s-a născut din plante. Sunt bune și medicamentele de sinteză, dar ca plantele, cel mai bun medicament natural nu există. Deci, e primăvară, culegeți păpădie pentru iarnă. O găsiți peste tot și este gratis. Natura vă oferă gratis cele mai bune lucruri din lume. Să aveți multă sănătate, doamnelor și domnilor!